Adrian Țuțuianu și organizația PSD Dâmbovița au fost primii care au anunțat public că îl susțin pe premierul Mihai Tudose. Mulți spuneau că Țuțuianu a ales această variantă fiindu-i promis postul de ministru de interne. Seara de luni, când a avut loc ședința Comitetului Executiv al PSD, a fost una neagră și cu ghinion pentru Țuțuianu. Doar trei colegi din PSD au mai votat alături de Țuțuianu pentru susținerea premierului Tudose. Alți patru s-au abținut, iar 60 au votat alături de Liviu Dragnea. Întrebat de jurnaliști despre relația pe care o va avea cu cei care nu au votat alături de el, Liviu Dragnea a avut o replică împăciuitoare, dar doar pentru anumiți colegi. Nu, categorii nu, o să-i stimulăm. Dacă toți s-au apucat de astea, de scris, și și-au descoperit un talent, este foarte bine. A fost gălăgie. Care este relația dumneavoastră în acest moment cu președintele executiv, cu domnul Bădălău? Din partea mea e aceeași. Am și glumit foarte mult. Stăm la aceeași masă unul lângă altul și chiar am glumit. Imediat, jurnaliștii l-au întrebat pe Dragnea și despre relația cu Adrian Țuțuianu. În stilul lui, Dragnea a dat un răspuns care ar trebui să-i dea fiori reci lui Țuțuianu. N-am stat la aceeași masă. Sunt deja voci care spun că este posibil ca Adrian Țuțuianu să piardă frâiele organizației PSD Dâmbovița. Nu trebuie omis că Țuțuianu nu a votat de capul lui, ci a avut girul majorității parlamentarilor PSD de Dâmbovița. Deputatul Corneliu Ștefan a votat pentru susținerea premierului Mihai Tudose și el a fost și cel care a anunțat public poziția organizației. Tot pentru Tudose au votat și deputatele Oana Vlăducă, Carmen Holban și Claudia Gilia. Alături de cei cinci a fost și senatorul Titus Corlățean.